Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu pentru această dimineață specială aici la Emanuel este în cartea lui Moise, Exodus, capitolul 31. Voi citi de la versetul 1 la 3, dar în principiu voi vorbi din versetul 3, însă pentru o legătură între ideea exprimată în pasaj și mesajul care îl voi aduce, citesc primele trei versete, Exod 31. Să ascultăm cuvântul Domnului. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: Să știi că am ales pe Bețaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminția lui Iuda. L-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu. I-am dat un duc de înțelepciune, pricepere și știință pentru tot felul de lucrări. Amin. Ziua de astăzi pentru noi, aici la Emanuel, este o zi specială, pentru că biserica este chemată să își spună opțiunea și să-și dea votul pentru un viitor păstor senior, păstor principal, cum vreți dumneavoastră să-l numiți, care să conducă lucrarea Domnului mai departe de aici încolo. Sigur, lucrul acesta este un lucru bun, este un lucru necesar pentru Biserica Domnului, este un lucru bun pentru noi, necesar pentru noi și vrem să facem lucrul acesta cu multă responsabilitate. Dar întrebarea este aceasta: ce fel de om trebuiește ca să poată să ducă lucrarea Domnului mai departe? Și în pasajul nostru, în versetul 3, cu precădere, am găsit trei gânduri speciale legate de ceea ce trebuie să fie un lucrător în Biserica lui Hristos. De aceea, mesajul meu în această dimineață se va numi Portretul unui slujitor. Portretul unui slujitor. Trei lucruri sunt învederate în versetul 3, legat de acest meșter special, Bețaleel, care a lucrat la cortul întâlnirii, pregătind, făurind și executând toate uneltele de care avea nevoie cortul, pentru ca Dumnezeu să locuiască acolo, în mijlocul cortului, în Sfânta Sfintelor. Și primul lucru pe care îl vedem în viața unui slujitor, după voia lui Dumnezeu, este suficiența cu care este dotat. Spune aici, l-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu. Un om fără puterea Duhului Sfânt nu poate să conducă lucrarea lui Dumnezeu. Un om fără dependență de Duhul Sfânt nu poate nici să gândească să facă lucrarea lui Dumnezeu. Și în cuvântul nostru spune că atunci când Dumnezeu cheamă, El echipează. Și echiparea cea mai bună și cea mai importantă este să fii umplut cu Duhul Sfânt. Pentru că atunci când ești călăuzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, nu umbli după poftele firii pământești. Nu umbli după idei omenești în lucrarea lui Dumnezeu, după idei seculare, așa cum sunt vehiculate în lumea în care noi trăim astăzi. Și un om umplut cu Duhul Sfânt este un om care e condus de Duhul Sfânt, nu-i condus de biserică, să nu mă înțelegeți greșit. Noi trebuie să înțelegem foarte bine. Noi căutăm un păstor nu pe care să-l păstorim. Noi căutăm un păstor care să păstorească Biserica lui Dumnezeu.
Și asta este mare diferență. Că dacă cineva se gândește că aducem un om pe care îl păstorim noi și facem din el ce vrem și îl manipulăm cum vrem, se înșeală amarnic. Nu aceasta este un păstor. Un păstor este un om condus de Duhul Sfânt. Și aceasta este suficient pentru lucrătorul Domnului în Biserica lui Hristos. Apoi, al doilea lucru, pe lângă suficiența echipării lui, este sursa echipării lui. Cine îl echipează pe lucrătorul Domnului? Uitați cum spune cuvântul, l-am umplut. Cine este acesta l-am? Este Dumnezeu. Este Dumnezeu. Noi știm foarte bine, cu Duhul Sfânt botează și umple nu biserica, nu un om, nu o școală. Cu Duhul Sfânt și cu putere umple, botează și echipează Iisus Hristos, Domnul nostru, Dumnezeul nostru. Matei 3,11, Ioan Botezătorul revelează acest lucru și spune, El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Sursa puterii unui lucrător al lui Dumnezeu este Dumnezeu. De ce? Pentru că, în primul rând, este Dumnezeu cel ce cheamă în slujbă. El este cel ce cheamă în slujbă. Și după ce cheamă, El echipează. El împuternicește. Deci avem suficiență, avem sursă și apoi, în al treilea rând, pentru un lucrător care să reprezinte Biserica lui Hristos și să lucreze în Biserica lui Hristos, este sfera împuternicirii lui. Ce sferă de lucru are un lucrător al lui Dumnezeu care, inspirat de Duhul Domnului, chemat de Dumnezeu, coordonează viața bisericii? Sunt patru sfere de lucru pe care lucrătorul Domnului le are învederate în acest verset. Primul este, un lucrător al Domnului are cu el soluții. Uitați ce spune aici. I-am dat un duh de înțelepciune. Dacă se întreabă cineva ce însemnează aceasta, aceasta însemnează că omul lui Dumnezeu are soluții la problemele vieții individuale ale credincioșilor, la problemele vieții de familie ale credincioșilor și la problemele vieții bisericii. De unde vine aceasta? Vine din înțelepciunea cu care el este dotat și echipat. Înțelepciunea nu ajută la nimic dacă nu știi să o aplici. Și de aceea lucrătorul Domnului este un om care are soluție pentru problemele bisericii, pentru că știe din înțelepciune cum să aplice cuvântul lui Dumnezeu la nevoia noastră. Cunoștința, deci darul cunoștinței este foarte bun. Este foarte bun. Dar este înțelepciunea cea care te ajută să știi să aplici înțelepciunea, să găsești soluția și să aplici ce cunoști. Prin urmare, prima sferă de activitate este, e un om cu soluții, are înțelepciune. Doi, este un om care știe să supravegheze, spune, are pricepere. La un om al lui Dumnezeu nu trebuie să-i vorbești mult despre cineva, despre familie, pentru că Duhul Domnului din el și cuvântul care locuiește în el îl ajută să distingă, să priceapă, pentru ca să știe să supravegheze. Dacă aude un cuvânt, dacă aude o idee care este vehiculată în biserică, dacă aude o învățătură care este adusă, el, pentru că are Duhul Domnului în el, pentru că are cuvântul lui Dumnezeu în el, știe să vadă, știe să înțeleagă și să simtă subtilitățile cu care oamenii pot să vină chiar în casa Domnului.
Deci, nu numai soluție, știe să supravegheze. Și viața bisericii este o viață care trebuiește supravegheată, pentru că în fiecare zi suntem ținta atacului celui rău, atât la nivel individual, cât și la nivel de familie și la nivel de biserică. Cel rău n-ar vrea niciodată ca lucrurile bisericii să meargă bine. Și nici nu poate să vrea aceasta, pentru că de aceea caracterul lui este rău. Nu poate face altceva și nu știe să facă altceva decât rău și altceva nu știe să spună decât minciuni, pentru că este cel rău și este mincinos. Omul al lui Dumnezeu trebuie să știe să perceapă, să distingă, să audă și să înțeleagă. Apoi, a doua sferă, a treia sferă de activitate, deci pe lângă soluție, că are înțelepciune, știe să aplice ce cunoaște, pe lângă supraveghere, are pricepere, știe să supravegheze și să vadă bine unde este problema. Trei, un om al lui Dumnezeu, în sfera de activitate, este siguranța pe care o dă bisericii. Cuvântul Domnului spune aici, știință pentru tot felul de lucruri. Gândiți-vă la aplicația aceasta pe care vă spun în familie. Vine copilul la dumneavoastră și zice, tati, avem un proiect la școală. Care-i proiectul? Mă rog, îți spune proiectul, nu știu ce trebuie să taie cu fierăstrău și așa. Dacă ești meșter, tată fiind, copilul este în siguranță. Are siguranță că tata îl poate ajuta, că îl poate scoate din încurcătură. Așa trebuie să fie și Biserica lui Hristos. Lângă omul acesta pe care îl votează să fie în fruntea poporului, trebuie să fie în siguranță. Trebuie să aibă simțământul acesta că lucrurile vor merge bine. Știe ce face. Nu întotdeauna înțelegi ce spune un lucrător. Nu întotdeauna. Pentru că nu întotdeauna înțelegem ce spune Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu spune nimic ca să ne încurce și de aceea nici lucrurile pe care le auzim uneori ca soluții venite din partea leadership-ului, chiar dacă nu sunt înțelese, asta nu însemnează că nu aduc siguranță, că nu lucrează în Biserica lui Hristos. Sfera de activitate e soluție, supraveghere, siguranță și apoi a patra dimensiune este stabilitate. Tot felul de lucrări poate să facă. Tot felul de lucrări. Este important să poți să ai un gând pentru închinare din partea păstorului senior. Este important să ai un gând pentru cercurile de rugăciune. Este important să ai un gând pentru familie. Este important să ai un gând pentru administrație. Este important să ai o vedere de ansamblu în Biserica lui Hristos, pentru că aceasta îți dă stabilitate. Și în vremuri ca acestea, când toate se clatină, noi avem nevoie de stabilitate. Amin? Lumea noastră este o lume care se clatină. Toate sunt date peste cap. Biserica lui Hristos trebuie să se deosebească de lume. Trebuie să fie o instituție, fiind trupul lui Hristos, care este stabilă. Nu contează ce vânturi vin, ce valuri bat cu Dumnezeu înainte, și cu lucrători aleși de Dumnezeu, umpluți cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și plini de Cuvântul lui Dumnezeu, putem să avem soluții la probleme, o supraveghere care să ducă biserica pe drumul bun, să nu avem emoții că ne depărtăm de învățătura sănătoasă a Sfintelor Scripturi, aceasta ne dă siguranță, ne dă stabilitate. Prin urmare, concluzionând aceste gânduri, pentru că apoi să trecem la activitate practică. Întrebarea este aceasta. Ce fel de lucrător ne trebuie? Ne trebuie un lucrător care să fie îmbrăcat cu suficiență de la Dumnezeu. Asta înseamnă că este plin de Duhul Sfânt și însemnează că este plin de cunoștința Cuvântului lui Dumnezeu. Și astăzi vom vota în dreptul fratelui David Shalar, vă aduceți aminte, vorbea și spunea,
M-am bucurat când Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt, m-am bucurat când Domnul, și mă bucur când Domnul mă cercetează să pot să mă rog, să vorbesc în alte limbi, mă bucur când Domnul îmi descopere cuvântul lui Dumnezeu și pot să ajut pe cineva. Asta înseamnă că este un om plin cu Duhul Sfânt și un om al cuvântului. Apoi, un slujitor al lui Dumnezeu nu este unul care n-ascultă de nimeni sau nu ia în seamă pe nimeni. Este un om care depinde de Dumnezeu, pentru că sursa împuternicirii lui nu este biserica, nu este școala, nu este omul. Sursa noastră principală este Dumnezeu. Psalmul 87 spune: toate izvoarele mele sunt în tine. Izvoarele noastre sunt în Dumnezeu. Iar sfera de activitate este în înțelepciune, pentru că are soluții pentru probleme, este în supraveghere, pentru că are pricepere, este în siguranță, pentru că are știință să facă multe lucruri, și este în stabilitate, pentru că poate să coordoneze mai multe departamente și, bineînțeles, nu le face de unul singur, stabilește oameni cu care să lucreze. Ne rugăm Domnului să ne dea acea înțelepciune, să putem să avem între noi omul acela care să fie binecuvântat de Dumnezeu, plin de Duhul Sfânt și care, lucrând împreună cu Domnul și cu biserica, să putem să ajungem la locul pe care îl dorim, în cetatea sfântă, Ierusalimul cel nou. Amin.